Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat! Înainte de toate, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă! Dacă vă place contentul meu, dacă sunteți iubitori sau iubitoare de parfumuri, astăzi vorbim despre două parfumuri de vară, pentru că, ce să vedeți, vine vara! Vorbim despre două parfumuri de la Mancera și am decis să fac clipul acesta pentru că anul trecut eu eram în căutare de parfumul perfect pentru vară. Mie îmi plac parfumurile dulci și cumva multă lume vorbea despre Coco Vanille de la Mancera și despre Holidays vorbea lumea, dar eu am avut de ales și am ales Coco Vanille. Am făcut alegerea cea mai bună, asta rămâne de văzut. După ce vom discuta despre ambele, o să vă spun și care este preferatul meu. Avem două parfumuri cu note aproape asemănătoare, cu mici diferențe pe aici pe acolo. Am avut un decant foarte mare de Holidays, însă la un moment dat când a venit parfumul l-am purtat, mi-am făcut o idee de atunci despre diferența dintre cele două și acum le-am reluat, le-am mai pus pe piele, când pe unul, când pe altul și pe amândouă, să pot să le analizez. Și astăzi vorbim despre ele, așa că haideți să trecem la note, o să vă dați singur seama din note și o să vă spun și eu care sunt diferențele. În Coco Vanille avem așa, în deschidere, cocos, piersică albă, în Holidays avem cocos și bergamot. În mijloc avem în Coco Vanille tiare, ylang ylang și iasomie, iar în mijloc, în Holidays, avem tiare, ylang ylang și note marine. Note marine rețineți, da? În bază avem vanilie de Madagascar, mosc alb și note lemnoase în Coco Vanille, iar în Holidays avem vanilie, lemn de santal și mosc alb. După cum vedeți, baza este destul de asemănătoare între cele două. Haideți să le pulverizăm și să ne facem, să testăm și împreună. Să vă spun exact ce simt eu. Mai am foarte puțin din Holidays și aș vrea să vă spun puțin povestea mea cu Coco Vanille. Am fost între cele două parfumuri și l-am ales pe Coco Vanille. A fost o întâmplare, iar prima impresie nu a fost cea mai grozavă. Uitați-vă ce pulverizator are, deci sticla este incredibil de bună, capacul este magnetic, este o plăcere din toate punctele de vedere să folosește acest parfum. Îmi plac foarte mult sticlele celor de la Mancera, din păcate nu l-am decât pe acesta, mă mai încântă și altele, dar e destul de riscant. E destul de riscant să comanzi de la Mancera și Montal. Da. Așa că dacă nu am avut ocazia să testez mai mult sau să testez ceva ce îmi place, nu am comandat blind. Și vă spuneam că pe Coco Vanille l-am comandat blind și că prima impresie nu a fost una grozavă, nu știu la ce mă așteptam, dar purtându-l am ajuns să-l iubesc și vara trecută a fost unul dintre parfumurile mele preferate, a fost cel mai purtat parfum al meu. Îmi place foarte mult. După cum vă spuneam, le miros acum pe ambele și pot să vă zic așa. Coco Vanille este un parfum liniar din punctul meu de vedere. El se deschide direct fructat cu florile acestea care se dezvoltă în intensitate mai mult, dar îl simt destul de liniar pe Coco Vanille, ce să mai, se deschide direct dulce, direct intens, direct tropical și doar se intensifică, nu se dezvoltă neapărat și mirosul acestuia, nu are niște etape de dezvoltare, așa cum are Holidays, care se deschide mai proaspăt, mai fresh, mai light, mai luminos, nu este direct dulce. Acesta, da, se dezvoltă ușor-ușor și se îndulcește ușor-ușor. Se simt și notele marine la un moment dat, iar diferența dintre cele două și parcă și un iz ușor aromatic, dar nu atât de intens să poți să le simți atât de bine și da, un iz ușor aromatic marin, ceva de genul, dar Holidays la un moment dat devine
Coco Vanil. Pentru că eu, cum am zis de la început, Coco Vanil este baza lui Holidays. Acum, haideți să vorbim puțin despre ce aș putea eu să vă recomand și să vorbim așa, să tragem niște concluzii. Coco Vanil este baza lui Holidays, pentru că ele două se întâlnesc la un moment dat și sunt destul de asemănătoare. Însă, Holidays este clar un parfum mai light și mai ușor pentru persoanele care nu vor un parfum atât de... Poate că nu vă plac vara parfumurile dulci, poate nu puteți să le purtați și atunci căutați ceva mai light, dar totuși cu un iz tropical. Și chiar dacă ele se întâlnesc la un moment dat, Holidays nu mai are, după o oră, după ce simt baza aceasta în el, nu mai are aceeași intensitate. Pe când acesta, direct îl pulverizezi, este puternic, este intens, este dulce și poate să te copleșească dacă nu ești un iubitor de parfumuri dulci în general. Pentru mine, cea mai bună alegere a fost Coco Vanil, asta pentru că mie îmi plac parfumurile dulci în general. Da, este un parfum tropical, un parfum pe care poți să-l porți oricând, nu doar vara, dar are izul acesta tropical care pe mine mă duce oricum cu gândul la vacanță, pentru că anul trecut când l-am luat direct cu mine la mare și clar mă duce cu gândul la mare, la plajă. Este un parfum foarte, foarte frumos. Din nou, dacă vreți un parfum mai intens, mai dulce, de persistat persistă foarte bine, cel puțin de Coco Vanil, sunt 100% sigură că este un parfum bun și poate că de aceea l-am și purtat foarte mult, pentru că aveam încredere că parfumul acesta o să fie pe mine toată ziua. Și nu sunt sigură de Holidays, dar totuși parfumurile de la Montserrat în general sunt persistente din ce am auzit și eu. Coco Vanil este 100% un parfum bun din toate punctele de vedere. Dar testați-l înainte. Nu vă recomand să-l cumpărați blind și voiam să vă mai zic și faptul că chiar dacă este un parfum cu cocos, cu vanilie și da, este vară și e cald și poate că mergi la plajă și vrei să-l porți sau te plimbi pe plajă și vrei să-l porți, mi se pare aerisit în același timp. Adică nu este ceva... ceva care să-ți dea dureri de cap, mi se pare totuși un parfum versatil și ușor de vară, dar recomand să nu-l cumpărați blind, pentru că eu una nu m-aș fi gândit la mirosul pe care îl are Coco Vanil atunci când l-am comandat blind. Mă bucur că l-am cumpărat blind, dar am fost puțin dezamăgită la început și sunt două parfumuri frumoase, amândouă, dar aș putea să trec peste deschiderea lui Holidays, pentru că, sinceră să fiu, dacă vreau un parfum marin, îmi iau un parfum cu note sărate, cu note marine, cu alge sau mai știu eu ce și direct mă bucur de ceva, pentru că nu este o deschidere care să fie atât de notabilă, iar nu pot să zic că mă înnebunește deschiderea de la Holidays. Este o deschidere bănăluță, apoi devine ca și Coco Vanil, dar ceva mai light, pentru că el își mai pierde din intensitate la un moment dat. Coco Vanil, în schimb, este mare, este vacanță, este plajă, este tropical, are și flori, are și vanilie, are și cocos și îți mai trebuie doar un cocktail și gata, ești în vacanță. Atât pentru astăzi. Sper că v-ați făcut o idee din ce am încercat eu să vă povestesc. Sper că m-am făcut înțeleasă, dar dacă nu v-am lămurit, puteți să-mi lăsați în comentarii și mai povestim despre ele. Am ținut să vă povestesc despre cele două pentru că, v-am zis, și eu am fost între cele două și mi-a fost destul de greu să aleg și am făcut alegerea pur și simplu. A fost un blind, am mers la risc și n-a fost cea mai bună reacție a mea atunci când am primit coletul. Cred că m-am și povestit mai multe despre el aici la mine pe canal anul trecut, dar până la urmă a devenit unul dintre preferatele mele pentru perioada caldă. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, mă găsiți pe Instagram,
Vă doresc o zi cu soare, vă doresc o zi frumoasă și ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!